Você? Totul la linie, foarte curat. Fantastic World mergem spre Ruvi și de acolo vrem să luăm alt bus spre Palatul Sultanului. Fiecare bloc arată ca un palat, o arhitectură superbă. Ușile sunt foarte, foarte mari. Am văzut stația de bus undeva în față. Am găsit stația de bus, suntem salvați. La fel ca în Emirate, fiecare stație de bus era aer condiționat. Să vedem cât e cu taxiul, că poate mai ieftin. Am luat un taxiu împărțit care vine 2, adică 5 euro aproape, 4,60 euro. 4,66 euro pentru 25 de kilometri. O combinație foarte ieftină de mers cu transportul aici este să șeruiești un taxi. Ne-a luat 2 până în Mutra, aproape de palat, de Palatul Sultanului. Cred că ne-a luat mai mult, ne-a adus mai mult combinația asta decât dacă luam busul. Da, dar trebuia să busul era cum ar veni, costa 1,60 și am zis, ok, CM1,60, CM2. Nu vorbea engleză. Doar arabă. Hai să trecem pe partea aia. Am ajuns în Mutra. Să ne vedem mutrele. Cu H la final, Mutra. Mutra, Mutra, poate fi tot din arabă cuvântul Mutra. Încercați să ne combine, să ne ia 3 acum de final. 3, 3, nu 2. Nu, ok. Da, cred am mai dus puțin. Și în față avem această minunăție. O să urcăm până sus să vedem despre ce este vorba. Simbolul omanului, simbolul muscat. Cum am spus ieri, din ce date am găsit, omanul pare că este cel mai vechi loc în care au locuit oamenii. Acum 106.000 de ani că au fost primii oameni care au trăit în acest loc. Și pe vremea aia era multă vegetație.
singurii oameni. Chiar că. Noi și ciorile. Am urcat până la locul unde scrie nu intra. Oare doar azi nu intra? Sau mereu? Habar n-am. Nici nu avem pe cine să întrebăm, că nu e niciun om să înțelem. Doar în spate sunt niște oameni care iau picnicul pe iarbă. What's your name? Suleiman. Hai, hai. Ne spune că fratele lui are 4 neveste. Dar stă în Barcelona. În Barcelona. 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 You can have just one. No, my brother have one Barcelona, one England, 2 Pakistan. Oh. Yani 4. But in Pakistan how many you can have it? 4? No, no, 2. You just can two? Get just 4. Just 4, but you can afford. If you have no, nu ți da. Na. Nu-ți permiți să ai 4. Era de doar 2. Ne invită omul la o cafeluță. În parcare. În parcare. What is your name? No problem, no problem. Salam. Nu ne poate. Shukran. Ne-a invitat omul la o cafeluță, bem și noi cafeluța din Oman. Wow, ce... Uitați aici, marele bonus, ne-a dat omul ăsta o pungă de curmale. Și biscuit și cafea. Am băut cafeaua. Noi care nu bem cafea, am băut o cafea, că am zis, băi, trebuie să bem o cafea. Și ne-a ieșit cineva în cale și ne-a zis, vreți să vă dau o cafea? Ok. E lipsă de respect să refuz o cafea. Da. Și omul a zis, ia-le pe toate, că am o grămadă de copaci în curte. Vreau să iau usturoi, parcă. De la punga asta. Miroase, da, puțin. Oh, mana, m-a ajuns la plajă. Te simți ca în 1001 de noapte. Se pasă aici și pe lumea. Ne apropiem de intrarea sultanului. Am intrat în zona unde se află Al Alam Palace, Palatul Al Alam. Palatul Sultanului, unul dintre ele. Cel mai frumos. Salam. N-am întâmpinat oamenii din zona Palatului. Numărul 4. Ca în 1001 de nopți. În față se află Fort al Mirani. Și aici e și loc, o băncuță de stat. Arcoare. Fortăreața. Ia uite. Cătururile. Aude și muzică. Fort al Mirani. Ce reacție? În reacție? Când ai fie în reacție? Wow, ce calumă e tot ăsta, ha? Cu barcă.
Acesta este semnul Oman. Un pumnal reprezintă puterea și bărbăția sultanului. Un astfel de pumnal se poate găsi și la vânzare. Undeva la 500 de reale, 1000 și ceva de euro. Da, seara ne-am uitat după el și l-am găsit pe OLX cu 2000 de lei. Cred că îl găsești și mai ieftin. Puterea sultanului. Sultanul a murit în anul 2020. În ianuarie. Și a dominat 50 de ani. 50 de ani. Am ajuns lângă poarta palatului. Câte oamenilor au plâns când a murit sultanul în 2020, a fost o mare tragedie pentru toată țara. Economia se baza pe pescuit și agricultură, înainte să fie descoperit petrolul. În afacerile externe se menține politica de neutralitate. Vărul conduce. Vrea să ducă mai departe aceeași politică pe care a dus-o și sultanul de dinainte. Din față. Am intrat pe intrare din spate. E voilà. Acesta este palatul. Vreau să mâncăm ceva, dar nu avem unde să stăm, că nu e loc de ancorat. Suntem la palat, dragilor. Nu putem să intrăm că nu se poate vizita, dar îl vedem de afară. Este foarte, foarte frumos. O arhitectură contemporană destul de modernă. Colorat. Palatul sultanului l-am văzut, acum e timpul să ne tirăm din această zonă. Nu ne-a cerut bani? Nu ne-a cerut bani, dar nici n-am putut să-l vizităm, totul e ok. Fair enough. Gustul ne așteaptă în față. Dacă vrem să-l luăm. Cu gustul este mai ieftin decât cu taxiul 0300 până în Rovi și după aia al bus până în... Până unde stăm noi? Sau nici mai știu cum se numește. Oricum, ne costă mai ieftin dacă luăm busul decât cu taxiul. Normal. Și ne costă și mai ieftin dacă biletul se cumpără online. Ăsta este site-ul. Intrați, puneți destinația, se și plătește cu cardul. Bilete.
Mergem să ne interesăm cum putem ajunge la Nizva, că am văzut aici un centru. Am salvat gramul de șofran, GUG. Eram autentic. Dacă nu știați, șofranul este numit regele condimentelor și este cel mai scump condiment din cauza că o floare are doar 3 pistiluri. Infrastructură serioasă, dar n-am găsit niciun trotuar. Porumb roșu, pentru cine n-a văzut. Undeva la 7 lei. Humus la conservă, salvarea serii. Daily fresh. Și chiar este daily fresh.